Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi aplicația ChatterKit pentru voi și pentru elevii voștri. Primul pas în folosirea aplicației, evident, este că va trebui să o instalați de undeva. În cazul acesta, este suficient să intrați pe magazinul celor de la Google, iar de acolo să descărcați aplicația în mod free pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android. Ce face aplicația? Păi, aplicația oferă niște instrumente foarte atractive pentru copii, dar o să vedeți că și pentru voi, prin care puteți să împrumutați vocea voastră și mesaje înregistrate cu vocea voastră unor fotografii realizate de voi cu telefonul sau tableta, unor personaje descărcate de pe internet și luate din galeria telefonului sau oricăror altor imagini pe care le aveți în galerie. Pasul următor este să accesați aplicația ChatterKid. Din interfața ce se deschide, aveți la dispoziție două opțiuni. Gallery. Dacă mergeți în galerie, aveți acces la galeria cu resurse create până în acel moment în ChatterKit. Și dacă mergem înapoi, pe căsuță, acasă, Take Photo. De la Take Photo aveți posibilitatea să realizați o fotografie în timp real, în timp ce lucrați, fie cu camera din față, fie cu camera din spate. Vedeți că aveți alături camera aceea cu un cerc în jurul ei pentru a trece pe camera din spatele telefonului. Sau, următoarea opțiune este să accesați galeria. Acum am accesat galeria telefonului mobil în situația mea sau galeria tabletei, galeria cu imagini. Din galerie am să aleg o imagine, o să aleg acest băiețaș. Bun, am pus imaginea căreia eu doresc să îi împrumut o coloană sonoră cu vocea mea. Vedeți că dacă imaginea nu corespunde cu ceea ce doriți voi, aveți posibilitatea să vă întoarceți iar la galerie din butonul din partea stângă a butonului de realizare a unei fotografii sau, dacă sunteți mulțumiți de imagine, folosiți butonul Next care clipește în partea de sus. În momentul următor va trebui să trageți o linie pe zona care doriți să se miște în momentul în care personajul sau obiectul sau ființa de acolo vorbește, folosind vocea voastră. Eu am să trag o linie în dreptul gurii. Vedeți când puneți degetul acolo că deja se face o lupă pentru a trage linia mai fin. Mi-am dat drumul. Iar pasul următor este să înregistrez. Coloana sonoră înregistrată nu poate să aibă mai mult de 30 de minute. 30 de secunde, scuzați. O să folosesc microfonul. Record in 3, 2, 1, go! Dragii mei, eu sunt Joie. Și vocea pe care o folosesc eu este împrumutată de la creatorul acestui mic clip și anume de la Marian. Atenție, coloana sonoră nu poate să aibă mai mult de 30 de secunde. Am oprit, fac o probă. Dragii mei, eu sunt Joie și vocea pe care o folosesc eu... Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce ați mic creat,
Treceți la pasul următor. Next. La pasul următor aveți la dispoziție câteva instrumente pe care le puteți folosi. În primul rând, filtre. Eu folosesc câteva filtre de aici. Depinde ce vă doriți voi. Am să las imaginea originală. Pasul următor, puteți să adăugați stickere. Am să pun o flacără undeva aici. Dar aveți mai multe stickere pe care le puteți folosi. Și un fluturaș. În partea de fluturașul șterge. Haideți să-i punem căști. I-am pus o pereche de căști pe urechi. Nu prea se potrivesc ele. Le lăsăm așa. Bun. Frame. Să-i punem un cadru. Noi lăsăm acest cadru sau acest cadru sau acest cadru. Depinde ce vă doriți voi. Am să las acesta cu steluțe, acesta cu baloane. Următorul, text. Să adăugăm un text. Vedeți că aveți mai multe tipuri de font pe care îl puteți folosi. Eu am să-l folosesc pe acesta clasic, după care în pasul următor trebuie să vă alegeți și culoarea. Și o să spun probă. Apăs pe butonul văzut. Și gata. Pasul următor, next. Îi mai fac o probă. Dragii mei, este totul în regulă. John. Am oprit. Iar acum va trebui efectiv să descarc, să fac exportul la ceea ce am creat. Aștept puțin pentru a se realiza exportul. După ce se realizează exportul, materialul digital creat o să-l găsiți atât în galeria aplicației, dar și în galeria telefonului la folderul ChatterKit. Așteptăm să se facă descărcarea. Durează puțin. Export complet. Apăs încă o dată pe bifă și merg la galerie. Și vedeți că avem aici în galerie ceea ce am creat. Dacă o să ieșim din aplicație și o să mergem în galeria telefonului, la ChatterKit, folderul ChatterKit, aveți ceea ce am creat. Dragii mei, eu sunt Joie și vocea pe care o folosesc eu este împrumutată de la... Ați văzut că este și în galeria telefonului, este și în galeria aplicației și mai departe poți să partajezi ceea ce am creat folosind butonul de partajare. Poți să îl duc pe WhatsApp, poți să îl duc pe Facebook, poți să îl trimit pe mail, pe Messenger, pe mesaje telefonice, în Capcut, pe Telegram, să-l încarc în Drive. Am posibilitatea, uitați, să-l încarc în Drive. El salvează cu un titlu, un nume implicit al fișierului, puteți să-i schimbați numele, în ce cont doriți să-l duceți, alegeți contul și după aceea dați salvați. Eu am să renunț la salvare. În Quick, în Canva, sau depinde ce aplicații mai aveți voi pe telefon. Dragii mei, sper că am fost cât mai explicit în ceea ce am prezentat aici legat de modul de folosire a aplicației ChatterKit. Vă doresc mult succes în realizarea unor astfel de resurse, atât vouă cât și copiilor voștri. Vă salută cu drag, Maria!